Alina, îți mulțumim și avem acum un anunț important pentru fani și pentru viitorii fani. Speak și Vlad Drăgulin își geană Pitini, ca să o spunem în viu grai moldovenesc. Am spus bine, Bogdan, că tu te pricepi. Ai zis perfect. Așa se numește, sunt geană Pitini. Ați ghicit noua emisiune pe care cei doi o prezintă împreună și nu este primul show de acest gen pe care l-are Speak. Cert este că avem episod nou la fiecare început de săptămână. Haideți să vedem. Salut, sunt Vlad Drăgulin. Ce facem noi aici, Vlad? Nu știu, Speak, spune-ne tu. Promovăm noua noastră emisiune. Wow, cum se numește noua noastră emisiune, Speak? Îți geană pe tine. Wow, și unde putem să o găsim, Speak? Nu pe TV. Dar unde, Speak? Pe site, a1.ro. Ah, deci pe internet. Da. Cât de tare. Îți geană pe tine. Și acum că am aflat locul unde putem urmări emisiunea, vrem să știm și despre ce este această emisiune, nu? Ne lămurește Speak. Este cu noi prin Skype. Speak, bine te-am găsit, ce bine te vedem, zici că ești aici cu noi în platou. Păi, dar nu despre asta e vorba. Nu ești tu specialist. Ce mai faceți? Noi facem foarte bine și sperăm Doamne, să... Doamne, ferește, e ce... Suntem geană pe tine, vorba asta. Exact. Auzi, deci, Speak, noi suntem geană pe tine. Exact. Nu știu dacă ne-ai luat cumva la verificat conturile de Instagram. Sperăm să nu. Și să nu existe această variantă. Noroc că nu folosesc Instagram-ul prea mult. Hai, vreau să știu în primul rând. Vă prind eu pe aici, faceți voi ceva, nu? Vreau să știu cum ți-a venit această idee, pentru că e foarte, foarte tare. Bă, stând de vorbă cu unul dintre managerii mei, am zis, bă, cum ar fi să facem, să comentăm story-uri sau video-uri care se întâmplă pe, care sunt publicate pe net, pentru că, după cum ați observat, internetul ăsta acum e ceva... E o sursă nesecată. Avem multă carne. Exact. Adică mi se pare că emisiunea asta nu poate avea sfârșit. Mi se pare că nu te poți plictisi. Eu, în general, cam așa lucrez. Și muzica pe care o fac, nu mă plictisesc niciodată, pentru că mereu e ceva nou. Și emisiunea asta, pentru că mereu sunt oameni foarte creativi, sau nu, în mediul online, și care ne inspiră. Practic asta cu zgeană pe tine, tradus în limbaj mai... Adică nu, să înțeleagă toată lumea care e subiectul acestei emisiuni, este... Două babi pe o băncuță. Exact. Știți cum se întâmplă, da? Adică este o emisiune cu bârfe. Este o emisiune cu bârfe. E de bârfă, da. Hai să recunoaștem, da? Numai că bârfele... Exact. Noi am fost învățați tot timpul că bărbații nu stau la bârfă. Asta bărbații au discuții, nu? Bârfesc mai mult femeile sau bărbații? Speak, vreau să știu. Nu există. Toți oamenii, tuturor oamenilor le place bârfa. Bun, vreau să știu pe cine vizați, Speak. Vreau să știu dacă sunt doar români sau urmăriți și conturi din străinătate. Urmărim și conturi de afară, nu sunt doar români. Nu vizăm pe nimeni, adică noi nu avem nimic personal cu nimeni, tot e un pamflet, adică noi chiar facem o catering, că nu avem personal nimic cu nimeni și doar comentăm prin prisma imaginea, adică, nu știu, care sunt reacțiile noastre pe moment acolo. Bă, nu știu dacă asta e bine sau nu, ne asumăm ca unora să nu le placă, dar nu contează. Dar ați primit reclamații? Da? S-a supărat cineva pe voi? Nu, până acum n-am primit, cel puțin personal, n-am primit niciun mesaj. Am văzut că am dat naștere la alte reacții pe TikTok, cel puțin, să nu mai chitricăm oamenii. Nu mai chitricați voi. Noi nu chitricăm, noi doar ne dăm cu părerea. Voi vă distrați. Da, eu vreau să știu ceva, că voi sunteți prieteni de mai mult timp. Ideea asta înțeleg, ok, a pornit de la managerii tăi și așa mai departe, dar voi doi, vă gândiți dinainte să faceți ceva împreună? Nu, deci nu, eu prima oară am filmat episodul pilot, așa să zic, bă, cam cum ar fi, cum s-ar vedea singur. După care nu știu cum... A fost un eșec episodul pilot sau cealaltă cum? Parte din management a zis, bă, da, nu, cealaltă parte din management a zis, bă, dar nu vrei să facem cu Drăgulin? Și zic, ce tare mi se pare, că e mai bine decât să vorbesc eu singur, adică o babă pe băncuță, n-are cu cine să vorbească. Mai degrabă mai ia o prietenă de-a ei și discută.
Și așa s-a născut toată treaba. Adică nu a fost foarte gândită. Pur și simplu, bă, cum ar fi? Tare. Spic, vreau să te întreb dacă voi vedeți înainte aceste filmulețe pe care le comentați sau e totul la prima vedere. La prima vedere, da. 80% e la prima vedere. O, chiar mai mult. E la prima deci vedere, adică sunt noi primele eu primesc folder. Da, 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 eu primesc un folder. Alea care sunt comentate de personajul lui Vlad, lui Drăgulin, alea sunt văzute de el înainte, dar majoritatea nu. Adică noi primim un folder și hai să ne uităm. Vedem, dar dacă l-ai vedea, uite, spre exemplu, pe Drăgulin, dacă l-ai vedea pe Drăgulin interpretându-l pe Malone, da. Cum ar putea fi comentat? Da. Păi da, eu l-am comentat pe Drăgulin, el fără să știe, el nu știa, când l-a certat domnul Fuego, domnul Paul Surugiu, l-a certat la Marea Unirezu. Și el nu știa că eu să pun imaginea alea acolo și na, l-am comentat practic. Zic, practic na, acolo a fost atacat psihotronic de domnul Paul. Și ne-am distrat foarte tare. Da. Oricum, faceți o treabă minunată și cred că avem nevoie de zâmbete și de voie bună, cel puțin în această perioadă și cu siguranță ne vom mai vedea pentru că tu ai multe proiecte despre care nu vreau să vorbim acum. Pentru o să fie că o chestiune separată, o întâlnire exact, separată. Ne vom mai întâlni pe aceste subiecte. Spic, îți mulțumim că ai fost alături de noi și sărbători frumoase îți dorim. Mulțumim, îți Gian Pitini, așa se cheamă proiectul acesta. Îl găsiți și pe A1.ro și pe Antena Play. Știri acum.